Pas cu pas, care este procesul prin care alegeți o carte? Cum vă dați seama că această carte va fi cumpărată de cititorii din România? În primul rând, țin cont de harta, să spunem, marilor cărți ale lumii, care au fost traduse, dacă au fost traduse bine, dacă trebuie o traducere proaspătă și, în general, cam la 30 de ani, oricât de bună a fost o traducere, e bine, pentru că limba se schimbă, să ai traduceri noi. Iată, spre exemplu, am inițiat seria de autor Fernando Pessoa, un mare autor. O parte din poemele lui fuseseră publicate înainte, sub semnătura aceluiași traducător, Dinu Flământ, poetul și traducătorul Dinu Flământ, și ne-am gândit împreună că acest colos al secolului 20 din Europa, scriitorul portughez Fernando Pessoa, merită o serie de autor. Am ajuns în momentul de față la volumul al treilea, Ultimatum și alte manifeste, și urmează la sfârșitul acestui an volumul al patrulea cu o parte din scrierile lui în proză. Tot așa am inițiat anul trecut o serie de autori dedicată lui T.S. Eliot. I-am publicat poezia, operele poetice, acum o selecție amplă din eseistica lui literară. Urmează la anul eseistica de filozofia culturii, de filozofia religiei, eseistica socială. În legătură cu retraducerile, cu traducerile noi, care să țină cont de limba actuală, traduceri proaspete, am inițiat seria Ernesto Sabato. I-am publicat anul trecut Tunelul, acum, iată, capodopera lui Despre eroi și morminte. La anul va fi Abaddon Exterminatorul, apoi scrierile eseistice, autobiografice. Simțeam nevoia că Sabato trebuie să fie retradus și am găsit o mare traducătoare pe Tudora Șandru Mehedinți, care l-a tradus excelent, și Despre eroi și morminte este unul dintre romanele mele de căpătâi, alături de Ulise și alte câteva. Și mă bucur foarte tare că a ieșit o ediție foarte frumoasă, cartonată, din acest roman. Cum aleg titlurile? În primul rând, primesc foarte multe manuscrise de la edituri și agenții literare din lume. Cer în urma consultării catalogelor care sunt puse la dispoziție de ei, apoi în urma întâlnirilor de la marile târguri de carte, și acestea sunt două importante în Europa pe an. Cel mai important este târg internațional, târgul de carte de la Frankfurt, care are loc întotdeauna în luna octombrie și de la care nu am lipsit din 1990 încoace, și târgul de carte de la Londra. Bineînțeles, mai sunt și alte târguri internaționale importante în Asia, în America Latină, în Israel. Mă interesează de multe ori să mizez pe scriitori noi. E foarte riscant să publici un debut literar. În primul rând, nu știi cum va evolua acel autor. Și în momentul în care iei un autor străin cu o carte de debut, miza e foarte mare. Vrei să-l faci autorul tău, să mergi cu el mai departe, și uneori se întâmplă să renunți. Ce contează? Criteriile. În primul rând, valoarea literară, dar și criteriul comercial și criteriul vandabilității.
Aleg, am în colecția Raftul de Nise și în seriile de autori pe care le public la Humanitas Fiction, autori grei, autori mari, de care nu sunt întotdeauna sigură că se vor vinde, dar cred că ei trebuie publicați și trebuie să ajungă la cititori. Dincolo de asta, public romane literare care s-au vândut, sunt bestselleruri. Au valoare, dar în același timp sunt bestselleruri în lume. Și prin publicarea acestor romane, sunt mai ales romane care se adresează femeilor. Femeile citesc mai mult, asta statistic e constatat, decât bărbații. Și sunt romane care li se adresează lor cu precădere. Sunt multe romane scrise de scriitoare care tratează teme de interes pentru femei. Femeile au o plecare spre literatura cu secrete de familie, spre literatură cu o tentă gotică, spre literatură care se centrează mai ales pe relațiile din microcosmul familial. Un mare autor care este Amos Oz și care, precum un Cehov al zilelor noastre, reușește să trateze magistral temele din gineceul mic, ea zice, a ajuns să fie foarte prizat în România. Apoi, Isabel Allende, iată un nou roman, cel mai recent al ei, a apărut chiar zilele acestea, Caietul Maiei. Este citită mai ales de femei și este o scriitoare best-selling în România. Acestea ar fi criteriile importante, cele două, valoarea și vandabilitatea. Un mare scriitor american, John Fante, am perseverat în a-l publica, deși romanul lui anterior nu s-a vândut foarte bine în limba română, pentru că îl consider un mare autor și pentru că sunt convinsă că din ce în ce mai mulți cititori va avea. Și acest roman e o mică capodoperă, Vise de pe Bunker Hill. Este ultimul roman pe care l-a scris el, Orb Chung, pentru că avea diabet de foarte mulți ani, din 1957. Acest roman l-a dictat soției sale. În 1982, la început de 83, a și murit. Și a pus în el personajul Bandini din carte, de fapt, cât a putut din autobiografia lui ficționalizată. Arturo Bandini este un alter ego al lui care trece prin experiențe destul de dramatice, încercând să devină scriitor și încercând să cucerească Los Angeles-ul cu o mașină de scris portabilă, fiind salvat de ironie, de autoironie și de un umor sănătos. Fante, Charles Bukowski declara, Fante este zeul meu și influența lui este covârșitoare a lui Fante asupra lui Bukowski, dar nu numai a lui, asupra lui Philip Roth până la Bret Easton Ellis. Este un mare scriitor și are un stil cât se poate de direct și acaparator și recuperarea lui în literatura americană și apoi în lume, e bine că s-a produs la sfârșitul secolului trecut și acum la începutul secolului 21. Dintre cărțile pe care le-ați publicat în colecția Raftul Denisei, cu care dintre ele ați avut surprize?
Ce cărți ați crezut că nu se vândă prea bine, dar au mers peste așteptări și ce și vânzarea căror cărți v-a dezamăgit? Am publicat un scriitor rus mort în timpul terorii comuniste, Leonid Zipkin, O vară la Baden-Baden, un roman formidabil despre Dostoevski în Germania. Am crezut că în România se va vinde, tocmai pentru că avea un astfel de personaj care, ca scriitor, era iubit de cititorii români. Nu s-a vândut. Sunt destule exemple. În același timp, am avut și surpriza inversă. Ca un scriitor pe care îl evaluam că s-ar vinde în 2500 de exemplare, să ajungă la tiraje mult mai mari. De pildă. Am început o serie de autor în 2007 dedicată lui Erich Emanuel Schmidt. A mers foarte bine, o carte care merge în toată lumea, a fost și dramatizată și s-a făcut și script după ea pentru cinema, Oscar și Tantiroz. Apoi, cărțile lui au stagnat. Am avut ambiția, pentru că știam potențialul, să continui să-l public. Și de acum 2 ani încoace, la a 6-a carte, a 7-a, a 8-a, a ajuns la niște tiraje extraordinare. Cea mai frumoasă carte din lume, volumul de novele pe care l-am publicat acum 2 ani, a ajuns la 15.000 de exemplare. Concert în memoria unui înger depășește în curând de anul trecut 10.000 de exemplare. Există cărți ale căror drepturi de publicare le obțineți mai greu? Care sunt cărțile greu de obținut prin agenții? Sunt cărți pe care ți le dorești și foarte greu să le obții, pentru că dacă în același timp și le mai doresc și alți 2-3 editori, se face o licitație. Și sumele la licitație cresc. După mai multe runde se ajunge la last best offer. Și aici hotărăști, te oprești, ai încredere în cartea respectivă, cum mizezi pe ea, mergi mai departe să ai o ofertă de care să fii aproape sigur că e imbatabilă. Așa am fost într-o licitație acum câteva săptămâni pentru Booker-ul de anul trecut și am reușit să-l iau. Și care a fost? Este surpriză, căutați pe internet, o să vedeți cartea apărută la anul. Citiți recenziile din revistele literare din Europa și America când alegeți un titlu? Sigur că da, citesc tot timpul revistele literare. Atât reviste americane, cum ar fi New York Times Review of Books, New York Times Book Review, The New Yorker și multe alte. Sunt reviste pe care le citesc, unele pe internet. La unele sunt abonată pe internet, la altele sunt abonată pentru că țin să le am la modul fizic pe suport de hârtie. Sunt unele reviste la care primesc newsletter-ul. Mă gândesc o carte care merge foarte bine în Franța,
poate nu merge în America, sau o carte care merge bine în America nu merge în Europa, și mă gândesc că citind revistele da. Literare vă puteți da seama cât de bine ar merge în România. Îți dai seama dacă o carte este cumpărată în multe țări și în general se întâmplă cam în același timp pentru cărțile noi, la ele mă refer, de țări care sunt și din întreaga lume, și din Europa de Est, și din Europa de Vest, și din America Latină, și din Asia, dai seama că respectivele cărți au un potențial. Ce se citește acum în America cel mai bine și ce se citește cel mai bine în Europa? Și care sunt cărțile care traversează cel mai bine oceanul în ambele sensuri? În America nu se traduce mult. Și sunt edituri de elită americane care sunt edituri mici sau medii și care au tiraje pe cărți europene care v-ar putea mira. Sunt tiraje de început de 3-4 mii de exemplare. Unele chiar două. Literatura europeană pătrunde destul de greu în America și nu sunt foarte mulți scriitori bestselleriști, cum se spune. Literatura americană, în schimb, are foarte multe bestselleruri și toată mașinăria lor de marketing este făcută, concepută ca să transforme orice carte în bestseller. Și reușesc cu brio, pentru că și asta e o știință. În Europa, în schimb, se traduce masiv din... Sigur că da. Sigur că da, se traduce foarte mult din literatura americană, mult mai mult decât din literatura engleză. Și ne traducem mult mai puțin între noi, cei din Force to Block din Est. Cum s-a născut această colecție Raftul de Nisei, care poartă numele dumneavoastră? Publicați în colecția sau doar cărțile care vă plac dumneavoastră? Pot să spun că toate cărțile publicate în această colecție îmi plac. Altfel, nu știu, n-ar conta în alegere. Am spus-o de multe ori cum a început Raftul, acum 7 ani, chiar în mai. A fost debutul colecției. Domnul Gabriel Liceanu a avut ideea să fie o colecție personalizată. Am început cu 7 titluri. Pe urmă a devenit o modă și alte colecții au început cu mai multe titluri deodată, normal. Logo-ul colecției o are pe pisicuța mea, Mița, pe un raft de cărți. Bine, e o pisică stilizată, dar pisica mea, Mița, este o pisică neagră și ea iubește foarte mult cărțile și n-ar avea cum să nu le iubească, pentru că la noi în casă și soțul meu e scriitor. Peste tot sunt cărți și atunci e normal că le iubește, că îi place să stea tolănită pe ele. Dacă ar fi să recomandați o singură carte din Raftul de Nisei la acest târg de carte care a început astăzi, care ar fi? Mi-e foarte greu să vă spun lucrul ăsta. Sunt foarte multe cărți, toate îmi plac și dacă vă spune, și vă spun, Ernesto Sabato despre Eroi și Morminte, pe urmă m-aș gândi că de fapt
îi reduc așa în, în valoarea lor pe, pe John Fante, pe T.S. Eliot, pe Isabella Allende și pe mulți alți autori, pentru că pentru acest târg am pregătit de la începutul anului până acum peste 25 de titluri noi.